Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă lecție de literatură alături de profesor Anda Laura Silea. Ce vom învăța astăzi? Astăzi vom învăța împreună care sunt modalitățile de comentare a mesajului unei secvențe lirice. Să citim cu atenție textul. Peste vârfuri trece luna, codruș bate frunza lin, dintre ramuri de arin, melancolic cornul sună. Mai departe, mai departe, mai încet, tot mai încet, sufletul nemângăiet, îndulcind cu dor de moarte. De ce taci, când fermecată inima spre tine întorn? Mai suna vei, dulce corn, pentru mine vreodată? Cum identificăm mesajul unei secvențe lirice și ce este acesta? Mesajul unei secvențe lirice reprezintă ideea despre existență pe care autorul textului o transmite cititorului. Mesajul este diferit de ideea textului care reprezintă atitudinea scriitorului față de tema abordată. Este de asemenea diferit de tema textului care este aspectul general al realității transfigurat de autor în creația sa. Trebuie însă să ținem cont atât de idee, cât și de tema textului, precum și de elementele de subiectivitate și expresivitate specifice textului liric, pentru a putea comenta corect o secvență lirică. Cu toate aceste minte, haideți să deconstruim, să împărțim textul liric, pentru a-l înțelege mai bine. Pentru început, să ne întrebăm, cine transmite mesajul? Aici trebuie să identificăm vocea lirică, subiectivă, care, datorită prezenței mărcilor specifice lexicogramaticale, ne dă impresia că ni se transmite direct un sentiment, o idee. Care sunt aceste mărci? Bineînțeles, sunt verbele la persoana întâi sau a doua. Noi vom regăsi aceste verbe în ultima strofă. Avem și forme pronominale la persoana întâi sau a doua, care ne oferă impresia de monolog. Mi, de exemplu, sau mine. Identificăm și o serie de interogații retorice. Tot ultima strofă ne oferă aceste detalii. Întorn, vreodată, acestea sunt urmate de semnul întrebării. Dacă citim cu atenție strofa, observăm aceste interogații retorice, întrebări fără de răspuns pe care și le pune vocea lirică. De ce taci când fermecată inima spre tine întorn? Mai suna vei dulce corn pentru mine vreodată? Există de asemenea și structuri nominale în vocativ. În cazul nostru, dulce corn. Prima parte a poeziei noastre este marcată de lirismul obiectiv. A doua parte este mult mai subiectivă datorită acestor elemente. A doua întrebare pe care ne-o punem atunci când încercăm să comentăm o secvență lirică este următoarea. Care este tema centrală a secvenței? Haideți să citim cu atenție secvența pentru a identifica temele acesteia. Poți opri materialul video pentru a citi mai ușor. Felicitări! Ai reușit! Așa cum îți aduci aminte, putem identifica câmpurile lexicale sau cuvintele cheie pentru a găsi tema. În cazul nostru, tema este tema naturii. Dar nu este singura temă, deoarece identificăm și sentimentul care domină textul. Sentimentul apare în structuri precum melancolic, dor de moarte și, bineînțeles, din cele două interogații retorice pe care noi le avem în text. Pentru aceasta, trebuie să citim cu atenție secvența pentru a identifica sentimentele. Te-ai gândit deja la un sentiment? Foarte bine! Ce mesaj ne transmite vocea lirică? Încercăm acum să surprindem pe fiecare mesajul poetic transmis. Mesajul este unul marcat de un sentiment de melancolie
sau te neliniște, dacă citim cu atenție ultima strofă. Cum este construit mesajul? Ce elemente expresive ne ajută pentru a înțelege textul mai bine? Trebuie să ținem minte tot timpul faptul că mesajul este construit prin utilizarea mijloacelor artistice cu rol expresiv, cum ar fi figurile de stil sau imaginile artistice. Sunt sigură că recunoști cu atenție toate aceste lucruri. Nu este însă suficient să facem un inventar al figurilor de stil și al imaginilor artistice, ci trebuie să ne gândim ce ne exprimă ele. Astfel, ajungem la a șasea etapă. Cu ce scop este transmis acest mesaj în secvența lirică? Ce urmărește poetul? Identificăm astfel starea, sentimentul, ideea transmisă de vocea lirică prin intermediul secvenței pe care noi o avem de comentat. Și ne întrebăm întotdeauna, ce scop a avut poetul când a transmis acest mesaj? Ce vrea să ne învețe sau asupra căror aspecte din realitate dorește să ne atragă atenția? Pentru a comenta o secvență lirică, trebuie să reținem. Odată de construit textul, așa cum v-am arătat, putem comenta secvențele ținând cont de tema textului, identificarea și argumentarea prezenții vocii lirice ale ipostazelor acesteia, precum și a tiparului textual utilizat pentru prezentarea directă a sentimentelor, stărilor sau ideilor, motivarea cu argumente a opiniei create despre sentimentele identificate cu ajutorul noțiunilor abstracte care fac referire la tema textului. Nu uita, chiar dacă identifici corect tema textului, chiar dacă identifici corect figurile de stil, trebuie să motivezi argumentat opinia pe care o ai despre ele sau despre rolul lor. Comentarea secvenței, interpretând sensurile și simbolurile surprinse cu ajutorul elementelor de expresivitate a limbajului, arătând corespondența dintre acestea și sentimentele vocii lirice. Nu uita, cuvintele într-o poezie ascund în spatele lor mult mai multe decât par la prima vedere. Și realizarea unei concluzii care să surprindă scopul mesajului transmis în secvența lirică. Încearcă acum singur să comentezi următoarea secvență. Este vorba de poezia Peste vârfuri de Mihai Eminescu. Noi am lucrat deja o mică parte din ea. Acum este momentul în care tu îți vei exprima opinia despre rolul acestei poezii. Mult succes!